Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Să știți că este o zi cu închideri karmice, este o zi foarte puternică pe relații. Avem marele preot care vine cu înțelepciune. Este o zi în care învățăm multe lucruri, dar de asemenea să știți că este o zi foarte bună pe tot ceea ce ține de a învăța, pe tot ceea ce ține de a colabora de asemenea și este o zi cu schimbări. Energiile generale. Avem nebunul și moartea, cărțile care, să știți că reprezintă un sfârșit, un nou început, o resetare, dacă vreți. Mi se pare interesant că tot în ziua de joi avem și conjuncția dintre Marte și Nodul Sud. Mai mult decât atât, Mercur schimbă zodia, Mercur intră în balanță, exact în zodia karmei. Dragilor, ziua de joi este despre discuții serioase privind relațiile, privind parteneriatele. Dacă vreți, da, este și o zi de joi destul de puternică din punct de vedere energetic. Da. Se întâmplă multe, poate să fie o zi aglomerată în care avem multe lucruri de făcut, dar poate să fie și o zi cu senzații tari pentru toate semnele zodiacale. Energia aceasta dintre nodul sud și Marte, deci conjuncția nodul sud-Marte, opoziția lui Marte cu nodul nord, că na, Marte e guvernator de nodul nord. Știți cum? Este o perioadă în care multe relații se vor rupe, din punctul meu de vedere, dar cumva brusc. Există o foarte mare predispoziție să ne amintim sau să ne trezim în niște situații în care am mai fost puși și de data asta să spunem gata, punct, până aici. Fiecare are o karmă, da, de tras. Fiecare la un moment dat a făcut ceva rău sau a supărat pe cineva în viața asta, în altă viață. Și acum Marte acolo vine și acționează. Pe de o parte, pe de altă parte, eu aș merge pe o interpretare mult mai pozitivă. Da? Asta este doar în puținele cazuri. Și anume, merg foarte mult pe ideea că în perioada asta se pot încheia foarte multe datorii, da? Foarte multe karme, cum s-ar spune. Și asta e de bine. Chiar dacă da, treaba asta cu plătitul karmei mai vine și cu sacrificii la pachet, da? Mai vine și cu tăieturi. Da, este o perioadă, serios vorbesc, în care vom vedea că multe relații, asocieri, parteneriate se rup. Și de asemenea este o perioadă în care vom vedea multe conflicte în relația cu partenerii, da? Vom vedea în general conflicte în relația dintre oameni și, repet, niște lucruri vechi care pot reveni. Acum norocul nostru e că Marte măcar trece în balanță, că na, cel puțin cât a mai stat prin fecioară ne-a mai ajutat așa să fim mai critici, dar de data asta chiar nu ne-a ajutat dacă mai era și Mercur acolo prin fecioară. E și Lilith, mai ales. Bine că Mercur schimbă zodia, trece în balanță și ne face pe toți să fim ceva mai diplomați. Ne ajută să ne ocupăm mai bine de acte, ne ajută să gândim de două ori. Cumva o să conteze foarte mult modul în care comunicăm, da? Și o să vedeți că oamenii vor sta și se vor gândi de două ori până să scoată o propoziție. Și chestia asta, iarăși, nu convine destinului, destinul care e în berbec și spune, bă, hai, rapid, pe repede înainte, a când? Acum, nu mâine, nu, acum. Sunt multe semne care vor fi impactate, semne zodiacale, o să discutăm exact pentru fiecare în parte pe unde se întâlnește karma cu Marte, pe unde intră Mercur. Mercur stă acolo până spre final de octombrie. Am discutat deja în previziunile pentru octombrie. Dacă nu le-ai văzut, te invit să o faci. Și cumva ne ajută, da, energia asta, când Mercur intră acolo în balanță, măcar mai liniștește puțin apele, măcar ne ajută să ne și exprimăm frustrarea sau măcar ne ajută să ne și clarificăm povestea. Pentru că nu toată lumea se desparte, nu toată lumea își dă demisia, nu toată lumea trece printr-un final, ci mai degrabă poate printr-o transformare. Printr-o transformare, însă vedeți voi, sunt chestiuni bruște. E ca și cum stai așa liniștit și deodată, nu știu, vine ceva din trecutul tău, brusc, da? Brusc și te scoate din zona de confort. Mai ales cei care ați amânat tot felul de decizii,
Acum cam se întâmplă lucruri. Mai ales că încă este quadratura lui Pluto cu nodurile lunare, deja se simte quadratura dintre Marte și Pluto, care va fi la grad exact săptămâna viitoare și așa că te invit cu drag să vezi filmările, pentru că da, la nivel mare, lucrurile să știți că vor lua așa o întorsătură ciudată. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi, Mercur intră pe casa a șaptea, asta înseamnă că se îmbunătățește, începând cu 5 octombrie, comunicarea cu partenerul de viață. Vei vedea că toată lumea te sună, toată lumea vrea câte ceva de la tine și mai mult decât atât pot apărea tot felul de drumuri pe care să le faci pentru a rezolva niște chestiuni legate de acte. Drumuri împreună cu cineva. De asemenea, uite, este o perioadă în care ai ocazia să rupi niște relații, dar vezi că sunt chestiuni în privința cărora tu iei atitudine, pentru că știi cum, cineva te-a întârziat, cineva ți-a spus, uite, mai așteaptă că mâine îți aduc hârtia, îți aduc actul. Uite, mai așteaptă că trebuie să mă mai gândesc, să văd, vreau ceva serios, nu vreau ceva serios. Cu siguranță, dragi berbeci, sunteți într-o perioadă în care aveți foarte mari șanse să vă dați o demisie, să renunțați la ceva anume, să explodați puțin. Nu m-ar mira acest lucru. Sfatul e să te alegi puțin, da, și pe tine, adică să vezi care sunt prioritățile tale, că până la urmă este o perioadă în care ni se cere clar să nu ne bazăm pe ceilalți, să fim în primul rând stăpâni pe noi și apoi dacă sunt ceilalți, sunt, dacă nu, nu. Da? Dar de regulă vei observa că este o perioadă în care dacă te concentrezi pe tine, vei vedea că Universul îți va aduce alături persoane care să te ajute, dar e ideea să nu ai așteptări. Asta e viața. Da? Asta e viața. Berbecii care aveți chestiuni de rezolvat privind un proces, privind o moștenire, privind o bancă, deci acum puteți să rezolvați chestiunile acestea, dar v-aș recomanda o mică mare atenție în relația cu băncile în următoarea perioadă și mai ales pe tot ceea ce ține de acte, de moșteniri, de împărțiri de bunuri, toată zona aceasta. Da? În general, ziua de joi te găsește concentrat pe casă, pe familie, pe viața privată și pe acolo pot apărea și tensiuni, dar apar și rezolvări. Oricum ar fi trecutul bate la ușă pentru tine. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Ce spune tarotul? Soarele, 8 de bâte. Apoi avem 3 de cupe. Luna. O conexiune cu zodia Rac, zodia Pești, dar este o zi în care primești o veste bună, privind o petrecere, o zi de naștere, poate chiar te întâlnești cu niște prieteni undeva spre seară. Este ceva legat de o femeie, dar uite, avem soarele și luna, adică din întuneric se face lumină. O legătură cu zodia Leu. Pentru berbec este o zi cu foarte multă bucurie, succes, ceva se clarifică, ceva se luminează. 8 de bâte, multă comunicare, multe activități. Astăzi lucrurile, să știi că se vor desfășura pentru tine mult mai rapid, mult mai rapid. Ultima carte, 10 de spade. Uite, este un moment în care ți se cere clar să nu ai așteptări și 10 de spade în acest context poate să însemne un final așa brusc, da? Printr-o discuție, prin ceva anume, gata, pac. Te-am blocat, ne-am separat, am terminat-o. Ceva, vezi că ceva ți atrage și ție atenția aici, da? Poate chiar colegii de la muncă, cine știe, posibil și pe acolo să fie ceva, că Lilith are treabă. Poate e ceva legat de familia ta, de rudele tale. Deci este o veste așa foarte bruscă, da? Care apare foarte, foarte rapidă. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi este un moment în care vă dați seama că anumite obiceiuri vă fac rău, că anumite frici pe care le aveți nu prea vă fac bine. Și acum frica apare în fața voastră. Și depinde ce faceți, o eliminați, nu o eliminați, fiți puțin atenți în perioada asta și pe zona sănătății pentru voi, dar și pe relația cu rudele. Cumva dacă simțiți că ceva nu e în regulă, poate e bine să-i exprimați și să nu lăsați lucrurile așa.
Mercur intră pe casa a șasea, asta înseamnă că se îmbunătățește comunicarea cu colegii de la muncă, asta înseamnă că te vei fi mult mai preocupat de partea aceasta de acte și înseamnă că vei avea mult mai multe drumuri de făcut cu rudele tale sau drumuri la medic. Cumva este o perioadă în care, uite, poți să rezolvi niște chestiuni, dar care cred eu că țin și de niște obiceiuri toxice pe care le ai. Da? Obiceiuri toxice. Vezi tu, discuțiile care au loc, deciziile care se vor lua în următoarea perioadă, începând cu ziua de joi, sunt foarte benefice pentru tine. Mai mult decât atât, este o zi de joi în care rudele au un rol foarte important pentru tine, comunici foarte mult, faci drumuri, ești prins pe tot felul de lucruri. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Pisica s-a trezit. Se aranjează și cred că vine și ea la filmări. Cred. Astăzi când filmez eu, mi-a spart un tablou. Era un portret făcut de verișoara mea, portretul meu. Și era pus într-o ramă de mulți ani. Anul trecut mi-a spart sticla, acum a spart rama. Am zis că, nu știu, cred că a spart limitele. Cam așa și la tine, se sparg niște limite. Da? Sau poate se pun niște limite, că acum na. Asul de bâte, 9 de cupe, dragi tauri, se pare că pentru voi e de bine. Da? Este o speranță care apare aici, da? Privind relația cu niște colegi, privind niște studii, privind ceva la care lucrezi. E o bucurie, da? Apare acolo o activitate nouă, apare o speranță. 6 de cupe, o legătură cu trecutul, văd aici o conexiune și cu un suflet pereche, cu o persoană dragă sufletului tău. Asul de spade, reștauri, victorie, decizie importantă, o veste bună care apare. Deci pentru tauri se pare că lucrurile sunt bune, da? Sunt bune. Este o decizie sau este o victorie legată de o persoană mai tânără, poate este un adolescent sau poate este vorba despre o persoană sigură pe ea. Uite, nebunul. E ceva care te bucură enorm de mult și poate are legătură și cu casa, cu familia, cu rudele. Sensul că pe acolo se închide ceva, se finalizează ceva, dar nu e o chestie neapărat negativă. Da? Pentru că este vorba despre eliberări karmice, nu că vine apocalipsa. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi e o zi bună pe bani. Da? Vă vin bani, primiți apreciere, cuvinte de laudă, vă simțiți bine, toată lumea vă aplaudă. Da? O zi bună pe carieră, pe partea aceasta. Dar hai să discutăm despre chestii mai importante, și anume că domnul Mercur, guvernatorul vostru, intră în balanță. Pentru voi ok, da, cât a stat prin fecioară, poate nu v-a plăcut atât de mult, dar în balanță pentru voi e mai bine. Se îmbunătățește comunicarea cu partenerul, cu persoana iubită, cu un copil. Vei avea mult mai mult chef să studiezi, să creezi tot felul de chestii și da, discutăm despre o perioadă în care unii gemeni o să flirtați așa mai mult decât de obicei și vedeți voi, conjuncția asta a lui Marte cu nodul sud, opoziția cu nodul nord, vă poate aduce, mai ales că e și în cuadratură cu Pluto, vă poate aduce fie un moment în care spuneți, băi gata, termin relația, m-am gândit eu așa cu termen, fie vedeți unii gemeni să nu vă treziți încătușați prin vreo relație, prin vreo chestie de genul, fără să vă dați seama. Pe de altă parte, dacă relația de cuplu este tensionată, vezi că acum lucrurile se amplifică într-o oarecare măsură. E ca și cum se reia un scenariu care a mai fost acum nu știu cât timp și e posibil să spui, băi, da, m-am săturat, dar tot stau un scenariu ăsta așa la nesfârșit, e ca o buclă de asta, da? Alți gemeni, dacă vă știți că ați făcut așa fapte mai puțin bune, cu sau fără voia voastră, mai ales pe tot ce ține de dragoste, de partea aceasta, aici da, e bine să fiți atenți în perioada asta, mai ales dacă vreți să cunoașteți pe cineva. Da? Bun. Se poate rupe un contract, un parteneriat de afaceri pentru alți gemeni, colaborare. Deci nu e neapărat ceva negativ. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie voi să cunoașteți. Faceți niște schimbări, niște transformări.
E ceva legat de o schimbare bruscă a unui plan de viitor. Știți cum? Deci eu simt energia asta că e ca și cum vă propulsează undeva foarte sus, chiar dacă e intensă, chiar dacă, știu eu, e profundă pentru inima voastră. Regele de monede, spânzuratul. E o conexiune cu o zodie de pământ pentru unii. Taur, fecioară, capricorn sau zodia pești. Cineva e foarte curios aici, cineva e foarte gelos sau uite, cineva vrea să te cunoască mai bine. Pe de altă parte, spânzuratul vorbește despre un blocaj, despre un sacrificiu, o perioadă de stagnare. Și acum, da, știi cum e? Eu sunt de părere, cel puțin în perioada asta cu nodul nord în berbec, bă, dacă ceva nu merge, nu mai insista, da? Tot înainte. Cel puțin pentru tine. Da? Nu uita că pe tot ceea ce ține de planul relațional, tu ești foarte bine susținut. Da? Și e o karmă pozitivă pentru tine care se descarcă pe zona aceasta. Da? E ca și cum, nu știu, partenerul pățește ceva sau se întâmplă ceva. 8 de cupe, deci cineva renunță, cineva abandonează. Fie cineva face pace cu trecutul și spune, uite, gata, lăsăm trecutul deoparte, ne auzim altă dată. Ne despărțim, alții lăsați în urmă tot ceea ce a fost rău și mergeți în continuare. Ultima carte, nebunul, o eliberare, dragi gemeni, o bucurie mare. Aici se întâmplă niște lucruri care pe voi vă vor ajuta. Da? Poate să fie ceva care vă surprinde foarte mult aici. Niște secrete pe care le aflați, ia uite. Sunt niște lucruri pe care ați stat, le-ați așteptat și e posibil acum să mâneți surprins de ceea ce aflați. Da? Posibil și acest lucru. Este vorba de o situație în care ați avut foarte multă răbdare. Și acum, uite, vă intră banii, aveți parte de o creștere, de o eliberare. Foarte interesant. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi este o zi în care vă recăpătați energia. De asemenea, pentru voi este un moment în care ceva se rupe, ceva se închide legat de casă, de familie. Poate chiar o rudă pleacă sau pot apărea discuții în contradictoriu, poate să apară o mică mare ceartă. Dar vezi tu, sunt chestiuni care s-au mai întâmplat cândva și care acum se reiau. Da? Se reiau. Mai ales pentru racii născuți spre final de zodie, acolo lucrurile sunt ceva mai intense, acolo o să simțiți din plin. Poate e ceva legat de un bărbat, poate e ceva legat de un mic mare scandal care a mai fost și care se reia. Da? Pe de altă parte, Mercur intră în balanță, intră pe casa familiei pentru tine. Iar asta înseamnă că relația cu rudele devine mult mai intensă. Acolo sunt multe discuții, se află secrete, poate te vezi cu persoane pe care nu le mai întâlni de mult timp, rude, poate persoane apropiate ție, vezi că îți vin oameni în casă și tu va fi nevoie să mergi pe undeva, însă mulți raci aveți de rezolvat și niște chestiuni legale în această perioadă. Sau în familia ta, în general, se rezolvă chestiuni de genul acesta. Poate nu ești tu implicat, poate sunt părinții, poate sunt oameni dragi ție. Da? Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Este ceva legat fie de autoritatea ta în casă și în familie, fie despre o persoană cu autoritate, adică un părinte, partenerul de viață și așa mai departe. Bun, a ieșit o carte, valetul de spade. Pentru unii raci, da, e cu mici mari tensiuni, să știți. E cu mici mari tensiuni. 4 de bâte. Turnul. O surpriză pe care o ai în legătură cu petrecere, în legătură cu întâlnire, poate știu eu, ești cu niște prieteni, te întâlnești cu niște persoane dragi ție, dar acolo văd clar că se află un adevăr sau se întâmplă ceva. Avem valetul de spade, foarte multă curiozitate pe care cineva o are, fie în legătură cu tine, fie tu ești curios în legătură cu o persoană. Aici se vede foarte clar faptul că poate să iasă un adevăr la suprafață sau pot fi niște discuții clarificatoare, dar care să fie cumva mai ciudate. Apoi avem un 5 de spade, o nedreptate pe care fie cineva o face, fie tu pur și simplu încerci să-ți urmărești propriul interes, încerci să profiți de o poziție în care ești.
Apoi avem doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție sau poate chiar o discuție pe sufletul tău pe care o ai. Tot doi de cupe poate să însemne și o împăcare, dar în acest context, uite, este ceva ce ție nu-ți place legat de o relație. Da? Legat de o relație, de un drum, de o decizie, de o hotărâre. Zodia Leu. Dragi lei, se deschide o perioadă în care nu prea aveți voi suficientă energie, așa că ar fi bine să vă mai odihniți și să lăsați controlul în seama universului, în seama divinității. Cu siguranță ziua de joi este destul de aglomerată pentru tine, pentru că apar tot felul de lucruri ciudate. Mercur intră pe casa a treia, asta înseamnă că se îmbunătățește comunicarea la tine. Începi să gândești altfel, ești mai echilibrat și de asemenea se deschide și o perioadă până spre final de octombrie în care poți să rezolvi tot felul de chestiuni legate de acte, de proiecte, deci cumva lucrurile merg altfel. Această conjuncție a lui Marte cu nodul sud, opoziția cu nodul nord, pentru tine poate să însemne un moment în care apare un mic mare scandal acolo sau pot apărea mici mari discuții legate de rude, legate de acte, legate de trecut, familie, casă. Poate chiar e ceva ce s-a mai întâmplat în viața ta și acum se reia povestea. Mai ales dacă ești leu și ai o persoană prin jurul tău care știi că ți-a mai făcut probleme și este vorba despre un bărbat, ei uite acum lucrurile se pot repeta. Da. Sunt niște discuții, poate niște certuri, alții lei pur și simplu, nu știu, poate nu sunteți voi implicați, pur și simplu poate asistați la o discuție în contradictoriu, poate asistați la o perioadă în care rudele, anturajul, da, sunt ceva mai irascibili. Pe de altă parte, dragi lei, vedeți că e și ceva acolo care vă deranjează pe voi de mult timp și acum în sfârșit acționați, spuneți bă, gata, nu mai funcționează situația. Vi se cere clar să abordați lucrurile, v-am mai spus, de la nivel înalt. Nu fiți superficiali, da? Că nu funcționează povestea. Încercați să vă informați mai bine cu privire la situația respectivă, cu privire la o persoană, la un proiect, tot ce vreți voi. S-a trezit pisica, să știți. Dormea, e pe aici, pe lângă mine doarme, e posibil să vină, dar nu garantez. Nu, s-a pus la loc. E obosită pentru că a spart un tablou. Era portretul meu. Da, anul trecut i-a spart sticla și acum a spart rama. Deci am zis că gata. Mi-a eliminat toate limitele pe care le avea. Hai să vedem, dragile, ce faceți voi. O zi cu mici mari provocări, da? Lucrurile o iau într-o direcție ciudată. Asul de bâte, 9 de monede, îndrăgostiți, ia uite aici. Ți-e teamă în legătură cu o pasiune pe care o ai față de o persoană, aștepți niște bani, aștepți un răspuns. De asemenea, mulți lei vă recăpătați încrederea în voi în această perioadă, însă, cu siguranță vă gândiți să faceți și niște schimbări, pentru că uite, avem un 6 de monede, ceea ce înseamnă că ți intră bani, dai bani la rândul tău. Este o perioadă pentru tine în care, știi cum, ți-am mai spus și cu, ți-am mai spus, cred că în previziunile bonus, da, pentru următoarea săptămână, dacă nu mă înșel, îți spuneam acolo mai pe larg, aici îți spun pe scurs, fii atent cu banii pe care îi dai, pe care îi primești în perioada asta, că nu e ok. Ultima carte, 7 de spade. Cineva se simte dezamăgit, cineva este foarte încrezător, cuiva nu-i place un anumit lucru. Da? 10 de cupe. Poate e ceva legat de casă, de familie sau poate discutăm despre o persoană care este mai idealistă din fire. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, astăzi prietenii sunt importanți, grupurile mari de oameni, intrați în contact cu multe persoane, vă faceți planuri, sunteți în centrul atenției. Pe de altă parte, Mercur, guvernatorul vostru, intră în balanță, ceea ce înseamnă că se îmbunătățește partea aceasta de negociere, dacă ieși discutăm de bani, dar mulți veți fi prinși cu tot felul de acte care țin de muncă, care țin de banii voștri. O să discutați foarte mult despre cât valorați voi, despre cât doriți să fiți valorificați.
Și uite, această conjuncție a lui Marte cu nodul sud, opoziția cu nodul nord, poate să însemne un moment în care apar niște cheltuieli sau un moment în care ești trezit la realitate privind relația cu ceilalți. Îți vorbeam eu despre aprecierea pe care este nevoie să ți-o oferi ție, aprecierea pe care e nevoie să o aștepți din partea celorlalți sau să nu aștepți. Pot apărea niște discuții ciudate, fie cu membrii familiei, fie sunt chestiuni legate de bani pentru alții. Atenție și tu pe partea aceasta de a împrumuta bani sau de a te împrumuta tu de undeva anume, da, încearcă să fii puțin atent pe partea aceasta. Și pe partea de alimentație de asemenea, dar în cele mai multe cazuri văd aici că este o perioadă în care simți cu adevărat că e cazul să te concentrezi mai mult pe tine, da? Pe tine. Sunt niște lucruri care s-au mai întâmplat, deci nu e prima dată când te lovești cu așa ceva. Poate nu e aceeași persoană, poate este o situație asemănătoare, poate pentru unii este o situație identică, da? Poate e aceeași persoană. Intuiția vă ajută pe voi mult. Asul de cupe, asul de spade, deci niște vești care apar, o emoție nouă, o hotărâre care se ia. Primești o veste bună. Valetul de spade, cineva este foarte curios în legătură cu tine sau tu ești foarte curios în legătură cu o persoană. Mai văd niște discuții sincere care au loc aici. Apoi, cavalerul de spade, dragi fecioare, cineva reacționează aici foarte rapid, nu are răbdare, cineva a obosit să stea să aștepte ceva anume. Vă spuneam eu că sunteți într-o perioadă în care este nevoie să faceți schimbări foarte mari la voi, să eliminați acele lucruri negative din dietă, din viață, oamenii, da? Modul vostru de a vă raporta, că eu nu spun acum să nu mai vorbiți cu nu știu ce prieten, dar măcar schimbați-vă puțin modul de a aborda povestea. Poate să fie o zi cu mici mari surprize aici, da? Legate de bani, legate de o apreciere pe care o aștepți din partea cuiva. Dar tot astăzi se poate rezolva ceva printr-un final. E ca și cum ești pus așa la treabă cu sau fără voia ta, în urma unei vești, în urma unei decizii. Zodia Balanță. Dragi balanțe, să începem așa cu partea mai bună a lucrurilor. Este o zi pentru voi în care sunteți foarte mult conectați, da, pe planul acesta, să spun, înalt, adică intrați în contact cu șefi, cu autorități, cu persoane importante, aveți chestiuni de rezolvat și vedeți voi, sunteți în centrul atenției și orice veți face, veți ieși în evidență, indiferent dacă e de bine sau de rău. Poate să fie o zi în care aveți foarte mult de muncă, mai aveți de rezolvat ceva. Mercur intră în zodia voastră, asta e bine pentru că deveniți și voi mai comunicativi, însă partea ciudată este că domnul Marte face conjuncție cu nodul sud din zodia ta și opoziție cu nodul nord. Dragi balanțe, cred că ați observat că de ceva timp sunt tot felul de persoane în jurul vostru care reacționează într-un mod agresiv. Da? Fie că au pățit ceva și vin și vă povestesc și se apucă de țipat, de trântit sau vorbesc cumva mai dur. Fie pentru alții vedeți că vin oameni și se iau direct de voi din niște chestii banale, adică voi n-ați făcut nimic, așa considerați voi. E, Marte acolo în zodia voastră vrea să acționați. Marte acolo în zodia voastră vrea să vă folosiți energia asta cumva și dacă voi nu o folosiți, că tot încercați să îi echilibrați pe toți, să le faceți tuturor pe plac, ei de data asta nu mai merge. Da, de data asta nu mai merge povestea și da, poate să fie un moment în care fie ar fi bine să luați niște decizii, da? Să luați niște decizii, să spuneți, băi, ori e albă, ori e neagră, da? Să vă dați seama că nu puteți să ajutați toți clienții ăia, toți prietenii voștri, că nu merge așa pe două fronturi. Puteți să vă treziți și din partea partenerului cu o reacție foarte ciudată, da? Dacă atenția este oglinda voastră, pentru că voi acolo sunteți frământați de ceva, dar ca să nu supărați pe nimeni, să fie toată lumea mulțumită, nu, da, nu spuneți. E foarte bine că voi sunteți calculați, doar că e o perioadă în care vi se cere să
acționați. Da? De săptămâna viitoare, Marte vă lasă în pace, dar momentan asta e povestea. Vedeți ce faceți și când spun relații, mă refer pe toată plaja de relații. Tot. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Ei, hai că nu-i chiar atât de rău. Acum, na, fiind Lilith pe ultima casă astrologică, e și cu teamă, vă e frică, cine știe ce se întâmplă. Da, teama e mare. Teama e mare, dar nu suficient de mare. Da? Posibil acum să fiți pus, să fiți puși cumva la colț în fața faptului împlinit pentru cei mai mulți dintre voi. A ieșit o carte până acum, a doua carte. Mă opresc. 5 de monede. Da, și atenție și pe sănătate. Vedeți că dacă mai stați mult prin situații toxice, prin situații din astea și le amânați, vedeți că partea aceasta cu sănătatea nu stă bine în perioada asta. Nu vă gândiți la chestii nasoale, dar poate ar fi bine să vă mai faceți puțină curățenie. Și avem 6 de spade, 5 de monede. Uite, e un drum, într-un loc sărăcăcios, într-un loc vechi. Sau este o problemă legată de o mașină, legată de un drum. Abandonezi ceva, pleci undeva anume. Valetul de cupe. Uite, un copil, o persoană mai tânără, o persoană dragăție. Regina de monede. Uite, parcă e o femeie cu un copil aici. Sau din emoții pui și în practică. Mai legătură cu o persoană foarte sensibilă, văd aici, cineva care are nevoie de grijă, de atenție sau poate tu încerci să îngrijești pe toată lumea. Dar e senzația aceasta că cineva pleacă, cineva abandonează. Mai văd o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, pentru unii dintre voi. Sau ceva ce nu vă place privind un copil, nu știu. Ultima carte, Nebunul. Da, o zi cu riscuri, da? Cineva riscă, cineva pleacă deodată, cineva închide. Tot nebunul înseamnă o eliberare pentru sufletul tău. Ceva legat de un copil, de trecutul tău. E, dragi balanțe, trecutul să știți că mai bate la ușă și, repet, este o perioadă în care sunteți puși la zid și sunteți forțați să luați atitudine, să acționați. O legătură cu un scorpion mai văd, deci e vorba de un final, de o eliberare și are legătură cu viața privată, cu sufletul tău. Poate ai renunța la ceva și acum te răzgândești. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, în primul rând este o zi în care începeți să aveți mult mai multă intuiție, să mai liniștesc lucrurile undeva de pe la amiază, dar până atunci sunt destul de tensionate. Spre seară, relația cu un copil e bună sau cu persoana iubită. Mai mult decât atât, uite, Mercur intră în balanță. Asta înseamnă că se deschide o perioadă în care scorpionii nu prea vor fi atât de comunicativi. Comunicarea cu divinitatea e bună, poate chiar vom vedea și scorpioni care vor alege să facă drumuri în locuri mai ascunse sau să faceți drumuri fără să mai spuneți nimănui nimic, să fiți mai ascunși, să fiți voi acolo. V-am tot spus că vă pregătiți voi de ceva anume. Fie sunteți conștienți că și vă pregătiți într-un mod conștient, dar așa doar voi știți sau anumite persoane, fie pentru alți scorpioni simțiți că urmează ceva, da? Simțiți acolo, intuiți, că nu spuneți că nu intuiți. Ei, și Marte, guvernatorul tău, face conjuncție cu nodul sud, pe ultima casă astrologică, opoziție cu nodul nord. Păi, dragi scorpioni, dacă erați și pregăteați voi de mult timp, ei, acum e posibil să-i dați drum. Acum spuneți, bă, gata, am scăpat, ce să fac, da? Voi tot încercați să fiți dulci, iubitori, să înțelegeți pe ceilalți, dar na, acum ce să facem? Fiecare om are limitele sale, da? Și câteodată mai explodăm. Asta e viața. Secretă pe care le aflați sau pot fi chestiuni aici intense legate de muncă, legate de sănătate pentru alți scorpioni. Dar, repet, voi sunteți cei care, cum să vă spun eu, e ca și cum vă luați bagajul așa și fără să spuneți nimănui, vă plecați de undeva, da? Pregătiți ceva, pregătiți o evadare, cum să vă zic, da, o evadare. Tot vă iese de, mă rog, vă iese de ceva timp energia asta și în cărți și în previziuni. E, marea evadare, da, marea evadare pentru scorpion. Acum, da, nu e o perioadă bună de sacrificii și de alte chestii. Vi se cere să acționați practic, nu să stați să vă plângeți. Bun, mi-am dat seama că lucrul respectiv îmi face rău. Mă duc și repar, mă duc și rezolv. Nu e de stat, nu e de stat.
că o să vă găsiți liniștea. Pe cât acționați, da, e ca și cum ești stresat că nu ai pâine și ești nervos că nu ai pâine în casă. Păi du-te, cumpără pâine și apoi te relaxezi, te liniștești. Da? Ăsta e secretul în următoarea perioadă. Mă rog, până prin 2025, dar acum e maxim. Acum ești împinși de la spate. Cu siguranță este ceva foarte important pentru tine, că altfel nu mai fi amânat aceste chestiuni. Avem 2 de monede, 9 de spade, deci e stresat aici, da? Legătură cu 2 locuri de muncă, cu familia, locul de muncă, cu 2 relații, o dualitate, deci ai obosit ca cineva să jongleze, cineva să mintă, simt eu, uite, un rege de monede. Poate e cineva dintr-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, sau e un bărbat cu bani, poate e un bărbat stabil, e cineva care a muncit mult. Marea preoteasă avem aici, da? Marea preoteasă, multe secrete, lucruri ascunse pe care le faci, secrete pe care le afli. Poate să fie și o zi în care ai foarte multă intuiție și ultima carte, nebunul, deci o eliberare, te eliberezi de undeva anume, pleci de undeva anume. Nebunul poate să însemne și un moment bun pentru tine, în care începi să vezi lucrurile diferit. O decizie în legătură cu un bărbat sau pentru alți scorpioni, putem să discutăm despre o hotărâre, uite, legată de muncă. Da, unii scorpioni, posibil să spuneți, băi, nu mai simt apreciat aici la muncă, pierd timpul degeaba, hai să schimbăm. Da? Surpriză foarte mare, legată de o instituție, de un bărbat. Acum, repet, pentru unii scorpioni nu m-ar mira să fim, să, mă rog, să fiți voi cei care luați decizia. Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi se deschide o perioadă așa cu lupte, o perioadă mai aglomerată, poate și pasională, depinde ce faceți cu energiile, poate sunteți prinși în perioada asta pe bănci, pe relația cu instituțiile acestea financiare. Mercur intră pe casa 11-a și se mai liniștesc apele, da? De asemenea, este o perioadă în care se îmbunătățește comunicarea cu anturajul, o să comunici foarte mult online, o să intri în contact cu foarte mulți oameni, poți să rezolvi tot felul de chestiuni legate de proiectele tale, îți faci tot felul de planuri de viitor împreună cu cineva sau separat. Doar că, dragi săgetători, și pentru voi conjuncția lui Marte cu nodul sud și opoziția cu nodul nord este un moment în care vi se cere să evitați oarecum fie întâlnirile cu prietenii, fie eu nu neapărat v-aș spune să evitați, cât mai degrabă, bine, unii puteți să evitați, da, vedeți că dacă nu descărcați acum karma, o descărcați oricum cândva, că n-aveți cum. Ori acum, ori prin altă viață, fiecare cum crede. Ideea este că este o perioadă în care vi se cere fie să rupeți anumite prietenii, fie este un moment în care cineva îți apasă ție niște butoane sau tu apeși cuiva niște butoane și vezi că există un mic mare risc să iasă acolo un mic mare scandal. Acum sfatul meu este să nu-ți dai cu părerea în legătură cu prietenii, cu oamenii de prin jurul tău, lasă-i în pace că e o perioadă în care nu mai bine te relaxezi tu, te simți bine, stai cu iubitul, stai cu soția, cu soțul, ce ai tu. Îți vezi acolo de plăcerile tale, creezi, te bucuri, da? Lasă-i pe ăia în pace, da? Ideea e să nu mergi cu turma, da? Tu vezi ce-ți place și apoi o să vină și turma potrivită pentru tine, îți garantez eu. Momentan, uite, poate să fie un moment în care unii săgetători spuneți gata, întrerupem o relație de prietenie, vă schimbați planurile de viitor, spuneți gata, nu mai merge. Pentru alții pot apărea tensiuni în relația cu anturajul copilului sau tensiuni în relația de cuplu privind viitorul relației. Că poate unii săgetători v-ați dus așa pe ideea că trebuie să mulțumim pe toată lumea sau că ce spune lumea, lumea trebuie să ne vadă cumva, da? Ei, și acum vi se demonstrează că lumea asta nu mai merge, da? Că un tipar așa nu e bun pentru toată lumea, fericirea e personalizată. Nu toată lumea trebuie să se mărite, nu toată lumea trebuie să facă o carieră, nu toată lumea trebuie să aibă o anumită meserie. De asta e frumoasă viața. Hai să vedem. Și avem eremitul. Deci o zi cu înțelepciune.
5 de bâte, 3 de spade. Ia uite, exact ce spuneam, deci niște tensiuni aici care apar. Nu pot să spun că sunt energii pozitive, că vezi și tu că ăștia se bat, aici e o inimă frântă. Sunt niște discuții aici care poate pe tine te macină de ceva timp și e ceva ce te apasă, da? Și uite că e o perioadă de karmă. Alți săgetători poate ați ținut în voi tot felul de lucruri și voi și prietenii sau cineva din viața ta și acum vă spuneți de toate. Dar mulți săgetători cu siguranță schimbați direcția, da? Schimbați viitorul. Următorul mesaj, asul de cupe, o bucurie mică pentru tine. O bucurie, o veste de pace, de liniște, o emoție nouă. Iar eremitul vorbește despre o conexiune cu zodia fecioară, dar și o zi în care tu devii mai înțelept, o zi în care înțelegi un anumit lucru, poate îți vei dori să stai mai mult singur sau îți vei dori să mergi pe o direcție, să spun așa, mult mai plăcută sufletului tău. Poate îți dai seama în sfârșit că e cazul, ți-am mai spus, să te mai gândești puțin și la plăcerile tale, da? Ia și te bucură de viață. Zodia Capricorn. Pentru tine a doua parte a zilei de joi, uite, e despre relații. Intri în contact cu extraordinar de mulți oameni. Mercur intră în balanță, asta înseamnă că se îmbunătățește comunicarea cu șefii, comunicarea cu instituțiile statului. Vei avea tot felul de drumuri de făcut pentru a rezolva tot felul de chestiuni birocratice. Dar pentru alții dintre voi, vedeți că la un moment dat pot apărea și tensiuni în relația cu șefii ăștia. Și deja simțiți lucrurile astea. Da? Marte face conjuncție cu nodul sud și opoziție cu nodul nord. Așa că, dragi capricorni, pe acolo, pe la muncă, fie e un scandal cu șefii, fie șeful e dat afară și ești tu pus pe acolo. În alte cazuri sunt schimbări care apar și care nu țin de tine, nu țin de oamenii din jurul tău. Și bineînțeles că pentru alți capricorni poate să fie un moment în care să apară un mic mare scandal legat de un șef sau legat de o persoană importantă. Poate unii vă dați seama, da, că e cazul să vă mai concentrați puțin și pe viața privată, pentru că da, cei care nu v-ați concentrat foarte mult pe viața privată, acum sunteți cumva împinși de la spate, da? Universul spune, bă, gata, mai lasă cariera, e ok, ești unde ești, mai fă puțin o pauză, mai stagnează acolo, da? Ai timp să avansezi. E, pentru voi se pot întâmpla niște chestiuni în plan personal care să vă responsabilizeze acolo, care să vă determine să acționați. În rest, ce să vă spun, o perioadă foarte intensă pentru voi, deja se simte și cuadratura dintre Marte și Pluto care e în zodia voastră și cu siguranță, mai ales capricornii născuți spre final de zodie, simțiți lucrurile astea din plin. Da? Din plin. E, dacă sunteți deschiși la schimbări, nu se întâmplă nimic negativ. Da? Negativ. Uite, roata destinului. Schimbă viitorul tău, nu știu, vrei să schimbi cariera, vrei să schimbi colegii, să termină un proiect. Temperanța, marele preot. Da? O conexiune cu zodia Taur, zodia săgetător. Multe iluzii pe care cineva și le face, multe oportunități pe care le ai în același timp, dar este și un moment cu pace, adică cineva vrea să fie pace, cineva vrea să fie liniște și la cei pe cer numai liniște și pace nu e. Roata destinului. Ceva se clarifică aici. Da? Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Se negociază ceva. 5 de cupe. E ca și cum cineva trebuie să aleagă. Mai văd și pe cineva care se uită doar spre partea neagră a paharului. Da? Doar spre partea goală. Ultima carte, 5 de monede. Da, o senzație aici de singurătate, de abandon. 5 de monede poate să însemne și un moment în care îți dai seama că e cazul să pleci de undeva anume. Ceva legat de un șef sau ceva legat de o mutare, de o relocare, de niște schimbări care apar aici. Poate să fie vorba, atenție și tu, persoană importantă din viața voastră, persoană cu autoritate. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi, în a doua parte a zilei vă veți concentra foarte mult pe sănătate, pe muncă, pe rutina voastră zilnică și Mercur intră în balanță și vă spuneam eu că în sfârșit, pentru vărsătorii, mai ales care, mă rog, care aveți copii, da, sau cei care aveți afaceri, se termină o perioadă în care ori copilul, ori afacerea a trecut prin transformări sau a trecut printr-o perioadă
grea, nu știu, intensă, nu-i neapărat acum că s-a întâmplat nu știu ce lucru urât. Da? Să spun că a început școala și na, a fost nevoie să stai, să-l înveți, să îl... Ei, gata, de acum lucrurile se mai rezolvă. Pe de altă parte, vezi că se deschide așa o perioadă în care iubirea strălucește prin altă țară, iubirea strălucește pe undeva în lume și mulți vărsători o să fiți dorniți să călătoriți, o să fiți dorniți să comunicați, să studiați, deci asta e de bine. Mercur acolo în balanță vouă vă face super, super bine. Acum, conjuncția lui Marte cu nodul sud și opoziția cu nodul nord vă pune față în față cu niște rude, dragi vărsători, sau vă pune față în față cu partea practică a lucrurilor. Poate unii tot ați evitat, ați spus, știu lucrurile astea, dar nu le pun în practică. Sau unii, cine știe, poate stați, da, practicați chestii spirituale, da, vă conectați cu divinitatea, da. Uite, acum cumva divinitatea vă pune și la treabă, adică e nevoie să și acționați. Știți cum e cam povestea aia, că am stat acolo și că m-am rugat să vină Dumnezeu să mă salveze și na, a murit omul, a ajuns în rai și acum discuție. Doamne, de ce m-ai lăsat să mor? Că eu m-am rugat, că am meditat, că am ținut post, că am făcut una, că am făcut alt. Și Dumnezeu îi spune, bă da, ți-am trimis o barcă, a doua barcă, ți-am trimis și un vapor, am trimis și o plută, bă, dacă nu te-ai urcat în niciuna, na, cam așa și la voi. Adică vi se cere să faceți și practic ceva, e important, e foarte importantă conexiunea cu divinitatea, da, și trebuie să și faceți ceva aici. Pot fi niște tensiuni pentru alți vărsători legate de rude, legate de acte, legate de un șef sau de o persoană importantă. Pot fi niște tensiuni legate de acte, de drumuri pentru alți vărsători și atenție în relația cu mentorii, cu profesorii, cu zona aceasta universitară, cei care știți că aveți legătură cu așa ceva. Da? O mai mare atenție v-aș ruga în perioada asta, nu numai în ziua de joi. Da. Și este un moment în care, dragi vărsători, vi se cere să vă învingeți o frică. Și că e frumos, da? E frumoasă treaba asta cu frica. 2 de spade, 5 de monede. Nu ai chef să comunici. Sau poate să fie o zi în care ai de luat o decizie. Da? Unii e ca și cum lucrați aici singuri la ceva și vă iau toate gândurile. Vă iau toate gândurile. Alții vă dați seama că e cazul să luați o decizie importantă privind zona profesională, privind viața voastră. Luna, o conexiune cu zodia Rac, zodia Pești, o intuiție foarte bună pe care o ai, însă e ca și cum nu înțelegi lucrurile foarte clar. Nu înțelegi foarte bine ceea ce se întâmplă. Da, pisica doarme și scoate niște zgomote, cred că visează. Și nu știam ce se aude. Dar nu pot să o trezesc, că doarme prea frumos. 5 de cupe, ultima carte. Dragi vărsători, nu știu, vă uitați așa spre trecut. Lăsați trecutul ăla în urmă. Lăsați trecutul în urmă, dragi vărsători. Trecutul e trecut. Acum, na, pentru unii e posibil, nu știu, ați făcut voi ceva cândva, ați spus ceva, s-a întâmplat ceva și acum, da, lucrurile se întorc. Ceva legat de un rege de bâte, deci o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O persoană foarte sigură pe ea, o persoană care acționează cumva anume. Da? Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi, în a doua parte a zilei de joi, concentrarea e maximă pe iubire, pe relația cu un copil, pe afaceri, aveți multă creativitate, vreți să vă relaxați, să vă simțiți bine. Și vedeți voi, dragi peștișori, vedeți că undeva spre seară pot apărea niște tensiuni acolo în relația cu un copil, cu persoana iubită, e ceva ce vă scoate puțin din zona de confort, dar care vă maturizează, asta e ok. Ei, se deschide, dragi peștișori, o perioadă în care Mercur intră în balanță și stă acolo până spre final de octombrie, dar în timpul acesta vedeți că familia, casa trece printr-o transformare. Acum, unii ori vreți să vindeți o casă, vreți să vă mutați, vreți să faceți schimbări prin casă. Nu neapărat să schimbați toată mobila, dar poate vreți să faceți schimbări, da? Să mutați mobila dintr-o parte în alta, vreți să faceți tot felul de lucruri. Bun, pe de o parte, da? Pe de altă parte, vedeți că o să aveți mult mai multe drumuri de făcut legate de bănci, da? La bancă sau
Veți avea tot felul de discuții legate de acte, legate de moșteniri, partaje alții, da? Împărțiri de bunuri, de fiecare pe unde se află. Alți pești, vedeți că în sfârșit aveți și voi o voce mai puternică și în sfârșit aveți ocazia ca în următoarea perioadă să mai spuneți și ceea ce vă nemulțumește. Ce mai văd este această conjuncție a lui Marte cu nodul sud și opoziția cu nodul nord, care pentru tine activează oaxa banilor. Și aici, pentru unii pești, fie este vorba despre niște bani pe care îi dați, da? Și știți cum, dragi pești, treaba asta cu banii, nu știu dacă v-am mai spus-o aici public, nu cred că am spus-o. Cred că am zis în comunitate de multe ori că atunci când dai bani, da, te ferește Dumnezeu de un rău. Te ferește Dumnezeu de un rău, bine că ți-a luat banii și nu ți-a luat ceva mai drag. Da? Cam așa și aici la tine. Par niște chestii, dar nu știu, să spun că vrei să schimbi mobila din casă. E clar că apar cheltuieli, că n-ai cum altfel. Da? Nu, trebuie să împrumuți bani sau să dai mai mulți bani din ce ai tu strâns, dar din economiile tale. Și nu e ceva negativ. Alți pești, na, măcar părerea mea, investiți în ceva ok, da, pentru voi, în mod special, lăsați-i pe ceilalți, da? Asta ar fi indicat, deci nu cu ceilalți, cu tine, da? Dacă vrei să faci o investiție, dacă vrei să te joci cu energia lui Marte, acolo e ok, dar pentru tine, pentru plăcerea ta, pentru încrederea ta în tine. O perioadă în care ar fi bine să fii puțin atent și pe partea aceasta de alimentație și bineînțeles că mulți pești veți trece și printr-o perioadă în care veți avea discuții serioase privind o despărțire, privind o demisie, privind o schimbare. Vedeți voi, este un moment bun să eliminați niște chestii din viața voastră. Da? Poate prieteni, poate oameni, poate, știu eu. Wow! Dragi pești, doi de cupe, valetul de monede. Studiezi ceva, un cuplu, o situație. Primești niște bani, ai o discuție în legătură cu cineva sau uite, e ca și cum analizezi o situație împreună cu o persoană. Uite, ai o întâlnire într-un loc mai retras, într-un loc mai liniștit. Unii pești posibil să cere sfatul unui terapeut sau unei persoane specialiste pe un anumit domeniu. Poate să fie o persoană mai în vârstă sau mai retrasă. Mai văd aici o conexiune cu zodia fecioară, dar eu cred că în cele mai multe cazuri, dragi pești, aveți ca un fel de revelație și vă maturizați. Indiferent de vârstă, că toată viața trebuie să ne maturizăm, toată viața învățăm, dar nu-mi spuneți că nu e așa. Asul de monede, următoarea carte, un loc nou în care mergi, o dovadă pe care o primești, un cadou. Ai o siguranță, deci e prima dată când simți și tu o siguranță într-o relație, într-o situație. 9 de cupe, ultima carte. Uite că e de bine. E cu bucurie, cu armonie, cu liniște. Ceva te eliberează. Te bucuri. Te simți împlinit din punct de vedere emoțional. Pentru că e ceva ce tu îți dorești foarte mult. Pentru unii pești, vedeți că este vorba despre ceva nou. E ceva legat de casă, de familie, de un ideal pe care tu îl ai. Da, e ok. E ok. Deci o zi bună pentru voi, dragi peștișori. Chiar bună. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și ce să vă zic, vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă. Vedeți că energiile astea se simt de ceva timp. Se vor mai simți mult și bine. Da? Deci dacă vreți puteți să prevedeți filmarea, cred că o să scriu acolo cu Mercur în balanță, da? Cu Marte conjuncție nodul sud, că sunt niște energii care, repet, se simt de mult timp, se vor mai simți și se vor amplifica. Da, în următoarea perioadă. Na, ce să facem? A fost cam liniște septembrie, dar octombrie, na, e cu schimbări. Oricum, final de septembrie ați observat că deja lucrurile au luat-o puțin razna și o vor mai lua. Da? Vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă, cu eliberări karmice cât mai benefice pentru voi.